propaganda prin biserici. Și propaganda prin biserici, propaganda, propaganda prin biserici, doar cu popa prin la glanda, popa în glanda, propaganda, propaganda, naru, naru, nahui, 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 nahui. V-am spus, trecem și la vorbe, nu doar la fapte. Bună seara, Antiloh Cantapulin mă numesc, salutați-vă, vă rog frumos, în comentarii, sunet, imagine este, am confirmat, sunt de unul singur, astăzi, de unde transmit eu, din vicariatul meu, este zi de odihnă, așa că în orice clip ar putea să auziți aici tot felul de copilandri, care astăzi s-au împărtășit, dar oricum, nu pot stăvili în copii dragostea asta nebună de viață. De ce v-am chemat eu astăzi? Într-o zi de sărbătoare, de ce v-am chemat cu ochii la ecran? Nu o să vă fur mult timp, vreau doar să mergem într-o scurtă vizită prin raioane, în satul Cupcini, în raionul Iedineț, să vedeți ce se mai întâmplă acolo, ce se întâmplă acolo din punct de vedere creștinesc și până una alta poate o să învățați și voi, dacă aveți vise, ambiții, cum să câștigați niște alegeri, mai cu seamă alegeri prezidențiale. O să vă dau trei elemente de succes. Bateți palma cu mafioții, da? Vă înțelegeți cu biserica, da? Și aveți, bineînțeles, instrumente numeroase de propagandă pe nume televiziuni, mass media, portaluri și mai departe. Nu ce? Haideți într-o scurtă vizită în raionul Iedineț să vedem, să aude, să vede. Bineînțeles că o să spuneți, hei, sunt alegeri, acum nu poți vorbi despre acest domn, el este candidat. În primul rând nu candidat, dar candidoză, dar în al doilea rând îmi este prieten și astăzi o să vorbesc despre el ca despre președinte, nu ca despre candidat. Pentru că cu asemenea statut și funcție a și plecat acolo prin raioane. Acuș, dau click, aveți răbdare, nu strigați la mine, vă rog frumos. Acuș, că aici e multe butoane, toată tehnologia asta satanistă. Știți cum se cheamă computerul, da? Mac. De unde vine Mac? M. Ce înseamnă? M, A. Adresez C, diavolului. Iată. Iată video pe care vreau să vi-l arăt. Așa. Ce încă mai cântă muzică? Ce acuz de conectăm? Tiho. Asta este. Am oprit. Doamne, strebesc așa de mult la montaj, de schimbat, de strâmbat. Așa. O, se vede, perfect, suntem la Iedineț, nu ce, paiehăle, prieteni. Muzică motivațională, inspirațională, aici deja ți închipă gladiatorul, Sfântul Gheorghe, luptă cu dragonul. Salut, salut, uitați-vă câți domni îmbrăcați în față de masă, chiar interesant, cum așa? Salut, domnul îmbrăcat în față de masă. Hai să aprindem lumânărica. Aprindem lumânărica cu mască, că putea ars. Aici aprindem, se uită la noi un domn din fotografie veche. Mergem mai departe. Iată aici domnul Igor. Ați înțeles, nu mai traducem lyrics-uri pentru că e greu de înțeles, dar ați înțeles. Deci asta se cheamă vizită, e perioada electorală, asta e vizită, asta în continuare este vizită. Acum venim, revenim cu detalii. Stropim cu apușoară, stropim pe domnul președinte peste costumașul scump, Galina după asta o să pune în uscător, tot nicio problemă. Ne-am adunat și am săvârșit dumnezeiasca liturghie cu toții împreună, dinainte planificat, ca să sfințim iconostasul acesta frumos împodobit cu stăruința domnului președinte. Mă, prieten, dar pe asta nu se cheamă vizită electorală. Asta nu se cheamă vizită la Biserica Sfântă Trăime, Cupcini, Iedineț. Uitați-vă ce spune domnul ăsta, preotul ăsta de la Iedineț, sau părinte, sau microscopit, cum se cheamă.
de mult, dinainte planificată această vizită. Sfințirea iconostasului, dinainte planificată. Cum dacă abia o lună în urmă Domnul a decis să candideze? Cum adică așa de dinainte planificată? Iconostasul nu a decis cu o lună înainte. Asta e construcție, investiții serioase. Acolo artiști muncesc, contracte se semnează. Nu e așa? O spun din propria experiență. Cu stăruința domnului primar și cu stăruința, bineînțeles, ca preotului paroh, copiii se bucură că domnul președinte a găsit posibilități, a îndemnat oameni buni și datorită lui cărțile de religie au fost împărțite în toate bisericile. Voi ați auzit? Voi ați auzit pentru ce se bucură copiii? Domnul acesta îmbrăcat în față de masă și cu cea unul frumușel, dar nu poți să pui la cuptor că se topește și nici nu are suport acolo. La mine e mult mai confortabil. Uitați-vă, și căștile în cap și nu mă plouă în cap. Deci Domnul a spus copiii se bucură că Domnul Dodon a adus cărți în toate bisericile. E ca asta bucurie. Copiii nu se bucură că acolo s-a inaugurat un viceu, sau copiii nu se bucură că viceurile sunt în grădină, în harman, acolo poți și să mori, net, dacă ai 6 ani și părinții sunt la lucru pe timp de pandemie, n-au cu cine te lăsa singură acasă, grădinițele sunt închise, dar copiii se bucură pentru că domnul președinte a adus literatură religioasă prin biserici. Iertați-mă! Da, cum a spus și mama mea, când am venit cu nota 4 la purtare în clasa 4, mă tem că te-ai îndrăgostit. Sau cum a zis printre buze, pizdeț, se bucură că Dodon a împărțit literatură religioasă. Acasta motiv de bucurie. Ce vreți voi de la președinte? A? Ce? Reform? Ce? Ce? Lege? Ce? Literatură religioasă pentru copilaș. Asta bucurie. Mulțumim. Și mai departe, ce bucurie mai avem? Mai ales în eparhia noastră. Mai ales la Edineț, prieten. Cine cunoaște copiii din Edineț? Haideți acum în direct să-i contactăm, să-i întrebăm. Câți din ei la ora asta se bucură că în eparhia lor? Așa și întrebați. Alo? Da. Alo, tu ești copil? Da, am 10 ani. Copil, ce mai mare bucurie a ta? Care este? Tata mi-a luat bicicletă sau mi-a promis iPod de Crăciun sau iPhone de 8 martie. Nu, copilaș, dunduc ce ești! Dodon ți-a adus literatură în eparhie! Unde, unde? În eparhie, gora, ești cocă, te trăzău de mă! Copiii ăștia neastâmpărați. Ia ca bucurie pentru copii. De unde bucurie? Din cărți în eparhie. Asta slogan electoral. Pentru ce încă o dată vă mulțumim. Biserica Ortodoxă este unul din pilonii statalității Republicii Moldova. Și aici fiți atenți, cadrul o să fie pe domnul Dodon, dar o să se audă niște cuvinte care nu încap în cameră de la domnul celălalt de la Edineț îmbrăcat în ceaun. Domnul o să spună ceva tare important. O să încercăm să găsim explicația acestor cuvinte. Așadar, nu odată domnul președinte Igor Dodon a spus că biserica este pilonul statalității Republicii Moldova. Noi, bineînțeles că am încercat să-l trezim la realitate, așa, printr-un gest prietenesc. Pur și simplu am spus... Ce înseamnă statalitate? L-am întrebat el. Atunci când mă duc la Krasnoselski și îl numesc președinte. Mai scurt, dunduc, nu înțelege ce înseamnă statalitate. Și el spune că unul din pilonii acestui concept, principiu pe care el nu poate explica și motiva, este biserica. Pone, l-am înțeles, nu prima dată o spui și, dar în ce context o să spui, domnul Dodon? Inima critică mult din cauza asta. De ce alta biserica? De ce biserica este susținută de mine? Pe minimă critică mulți, înțelegeți? Adică omul e conștient că este criticat și asta propui foarte urât. Eu sunt sigur că mulți dintre voi, mulți care acum urmăresc, că Vera Burunciuc, Dan Berliba, eu pe toți, la toți ați vă fac screenshot care acum comentați la acest live. Toți, Maxim Seul, Alexandru Nazar, eu pe toți vă știu, pe toți vă găsesc. Toți acei care criticați. Asta este pentru voi, asta este pentru voi o pălmuță și un deget de rușine. Deci, pe dânsul lumea îl critică. Dar ce înseamnă când lumea îl critică? Cine sunt acești oameni? Și răspunsul vine de la nu v-ați așteptat. Este susținută de mine. Eu tot timpul am susținut. Cei care critică sunt sataniști. A
Оце узит? Ви теж смаєтесь. А чуліцу реке, ворог фрумос. Єл, ну се ведін кадру, камерману нарі ушит. Дарвітац ви чи спуні домну лачала. Он домну марі. Кум сел нумі микро... Чей карі критика сатаніщ. Чей карі критика сатаніщ. Ехехехехе, ся уйді піфундал. Юврю с мэри пьета часто стену дат, ворог. Юбо ти помс сел. Чей карі критика сатаніщ. Чей карі критика сатаніщ. Акум ацинцель, ес чиди сантецзе ой, баутор ди синджи, ди фратери востру. Сатаніщ ой сантецзе, ам антребат пі інтернет, да чин сямне сатаніщ аста? Луме напту се респонде, ко луме са теми, са скунди, перевода електорала. Да чей карі критика сатаніщ. Ну, слушам, дека Вова плаче буна старе антрун стат, комфорту сочал, сам надз вря са видец ун лидер корупт. Ла путери да адз вря са видец ун прешединте компетент. Care atunci când apare în fruntea unei comisii de situații excepționale în medicină, de exemplu, da? Pe timp de pandemie, se respecte! El, în primul rând, se respecte normele, regulamentul, restricțiile impuse și pentru ceilalți cetățeni, da? Voi așa ați vrea să vedeți. Dar adevărul despre voi e că voi sunteți ciuliți urechile, sataniști! Sataniști! Acum vă e clar? Ви клар, чи не сидіть двоє лафаці, яка ви витрезить дименяться? А зарет реушит. М'ям кумбарат ун тример, сунт стільний лабарби. Ту єшть сатаніст! Дак критич, прешедінтеле, каріадус, лаєдінець, керцин єпархії! Керцин єпархії ладус, да ту! Ту ніч макар єпархії на едусин єпархії. Хух, мен калзеск, дар мерите. Credeți-mă, merită. Vă rog frumos, autodeclarați-vă cine sunt sataniști, că eu la toți vă fac screenshot. La toți ați vă fac screenshot, credeți-mă. Și ați vă găsesc. Mai mergem mai departe. Timpul a susținut biserica, o susțin în continuare, pentru că datorită credinței noastre ortodoxe, noi am trecut prin perioade și mai dificile. Datorită credinței noastre ortodoxe, noi am trecut prin perioade și mai dificile. Dragi prieteni, urmăriți un live aici, pe platforma emisiunii Lumina. Sunt eu, protocopul vostru preferat, Antiloh Cantapulin, și astăzi discutăm despre cât de important este acest pilon în campania pentru prezidențiale a domnului Igor Dodon. Așadar, cu ajutorul bisericii am trecut peste momente și mai grele, cu ajutorul religiei. Care sunt aceste momente grele peste care El a spus noi, ei sau noi sau cine și cum a trecut, când? Iată, de exemplu, peste pandemie. Știți cum s-a trecut? Știți cât de greu s-a trecut? Sau cât de ușor peste pandemie? Redacția Ziarul de Gardă, care, apropo, și ea, haideți să fim de acord, este una satanistă, a publicat următorul material. Și poate merită un pic să ne uităm peste... Sau cât de ușor s-a trecut peste greutăți cu ajutorul bisericii, mai ales în perioada pandemiei în Republica Moldova. Atențiune la ecran! În contextul pandemiei de COVID-19, în timp ce medicii și autoritățile îndemnau cetățenii să respecte cu strictețe măsurile de protecție, unii reprezentanți ai bisericii, fiind persoane care se bucură de o mare încredere în comunitățile lor, au venit cu mesaje publice prin care promovau diverse teorii conspiraționiste și puneau la îndoială pericolul pe care îl reprezintă noul coronavirus. Ziarul de Gardă a încercat să afle cum și dacă s-a schimbat mesajul fețelor bisericești după ce mai mulți preoți au avut de suferit din cauza COVID-19, fiind înregistrate chiar și cazuri de deces. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, se numără printre fețele bisericești care au promovat teorii conspirații. Ce faci el? Joacă șaște pe capul unui om? Cum se cheamă procedura asta? Ce face el? Uite. Scuzați că m-am sustras atenția, pur și simplu eu de mult n-am făcut chestia asta. De ce este? Șaște pe cap? Cești care au promovat teorii... Șaște pe cap, șaște pe cap, șaște pe cap. Și el unde? Se uită la un ecran? Cum se joacă șaște pe cap? Prieteni, explicați, poate eu nu sunt suficient de informat. Ce face omul pe capul altui om? Doi bărbați maturi joacă șaște pe cap? Conspiraționiste legate de COVID-19. Fugiți de ea! Nu primiți, căci vaccina este punctul final al globaliștilor sataniști pentru care ei au și nescocit coronavirusul.
Вот, asta despre voi, iaca, toți care urmăriți acum live, toți voi ați născocit coronavirus, globaliști, sataniști, ce sunteți. Autosesizați-vă, ioperne. Asta despre voi vorbește, bravo, episcop. Atribuindu-i caracteristici mult mai strașnice decât sunt ele într-adevăr. Protejați creștinii de vaccine și lămuriți-le în ce constă pericolul ei. Vaccina propusă de globaliști și reclamată tot pe banii lor, să nu vă pară că este o pomadă. Ea este capcana ce ne lipsește pe noi de libertate ca dar sfânt primit de la Dumnezeu. Omul vaccinat binevol își implementează în organism mecanismul de urmărire. Noi toți știm asta. Toți cred că vaccina asta introduce un fel de substanță, organismul începe să trezească sistemul imunitar, luptă, dezvoltă anticorpi, gata și sănătos. Prieteni, nu, asta e clar ca bună ziua. Ce e asta? Mini-USB, da? USB ce înseamnă? Ultra sonoric vaccin. Vaccin adică vaccin în engleză. Asta se introduce în fiecare din voi, costă 5 euro cablu, se introduce mini USB în voi și vă țineți 2, 3, 5 ani și toți vă urmăresc pe voi. Pentru că la un capăt sunteți voi, la alt capăt Bill Gates vă ascultă gândurile, vă urmărește, vă citește în fiecare zi. E clar lucru. Asta e ușor de explicat. Asta nici nu trebuie ca bună ziua de vorbit. Mai departe. Și întrebare, s-a schimbat sau nu părerea bisericii despre cum au vorbit la început despre pandemie și cum acum? La o lună de la înregistrarea acestui mesaj video, episcopul Markel s-a îmbolnăvit de COVID-19. Da, nu, nafic, el ce, cu sataniști au contactat? Deci, deși refuza inițial să confirme, ulterior a recunoscut că a fost infectat și le-a spus jurnaliștilor că, cităm, lumea trebuie să înțeleagă cât de periculos este acest virus și să respecte întocmai regulile și recomandările medicilor. Nu știu care e problema, ziarul de gărde? Ziarul de gărde, care e problema dacă omul... Blin, eu fix așa, eu, iată, știți, eu înainte de a deveni protocop, am dus o viață totuși de tânăr foarte zbuciumată, foarte zbuciumată, din petreceri în petreceri, știți, ca și când cu cealaltă, Doamne, ah, ce viață mai duceam, mult eu șeridan cu gheață mai beiam, înturnam șeridan cu gheață, asta era mea viață, și dimineața un pic eu regretam. Așa și eu mă uitam la sticla aceea de șeridan, turnam un pic, zic, dulcișor, tot normal, mai turnam un pic, dulcișor, Oleaca Adurman, dulcișor, Andriuha Bolocan, asta înainte avem așa pseudonim, dar a doua zi dimineața regretam. Așa și domnul Markel, de ce voi deodată săriți în capul lui? Globaliști, sataniști, e normal cu o lună înainte să nu te temi, după asta să vină la tine că așa ia cablu, cu tot cu injecția, pentru că asta nu doar vaccin, asta chiar și virusul. Virusul s-a introdus cu dânsul și vaccinul și episcopul Markel deja este infectat. Uitați-vă la dânsul, dacă el a recunoscut că vaccin periculos, înseamnă că gata, el e infectat. Apel către domnul mitropolit Vladimir, dacă îl vedeți, excludeți-l din ordinul, cum se cheamă la voi, cavalerilor, da? Ordinul cavalerilor cu pierstini, și spuneți-i gata să nu mai facă parte din biserică. Mitropolia Republicii. Nu trebuie să-l admită pe așa om care o lună a gândit așa, dar am altceva. Asta e omenește, asta se iartă, dar asta nu creștinește, așa ceva nu poate să continue mai departe. Așadar, prieteni, s-a schimbat oleacă părerea asta, am înțeles. Dar revenind la candidatul nostru preferat, prietenul nostru Igor Dodon, cum așa se întâmplă că în campanie electorală, timp de 3 zile, domnul Igor Dodon se întâlnește cu cel puțin 3 prieteni. Asta noi doar din video remarcăm, iată. Azi, luni, da? Noi am văzut ce a fost la Cupcini la Edineț. Vinerea, noi vedem următorul lucru, da? Preotul de la Durlești îi mulțumește lui. Ce s-a făcut la biserică la noi, ce s-a făcut gardul împrejurul bisericii, s-a făcut numai cu suport și cu ajutorul dumneavoastră. Deci gardul de la biserică tot cu suportul, cu ajutorul. După asta, la Vulcănești? Активне. Первое. Инфраструктура мы сами видим. То там дорога более-менее стала хорошей, то здание там отремонтировали. Все. Но я его хочу поблагодарить в первую очередь за то, что ценности семейства и наша вера остается непоколебимой. Дай Бог, чтобы это было дальше. Во-вторых. Deci cum se poate așa de reușit? Trei zile, trei preoți. Haideți să împărțim. Ajutați-mă, trei împărțit la trei. Trei împărțit la trei. 3 împărțit la 3 rimează cu Andrei. Andrei
Andrei are 6 litere, 6 are 4 litere, 6 plus 4, 10, 10 rimează cu rece, rece opus la cald, cald în limba germană înseamnă rece, respectiv nemții, cine sunt nemți? Sataniști, respectiv, e clar, tot este un plan bine scris. Reamintesc, titlul acestui video, scopul acestui video este să vă învăț pe voi cum să câștigați niște alegeri, nu cum să criticați un om care repară gard la biserică, fiind președinte de țară. Așa că, prieteni, asta e primul punct necesar. Bați palma cu biserica. De biserică există aproape în fiecare sat din Republica Moldova. Timp prietenești cu biserica, timp prietenești cu satele. Satele, alegerile sunt aproape câștigate. Dar pentru a fi un om prudent, tu nu numai cu biserica te înțelegi. Tu mai ai și un arsenal bogat de publicații, tu ai argumente și fapte, tu ai Комсомольская правда, Actualități МД, Спутник, Ведомости, Noi МД, НТВ Moldova, Accent TV, Primul în Moldova. Asta numai care le țin minte și pot să le enumer. Intrați la publicațiile astea și verificați rubrica Politic. Cum credeți? Cine este avantajat de aceste politicații publicații pe internet? Igor Dodon, a? Nu cum așa? Biserica de partea lui, mass media, majoritatea de partea lui, ce mai lipsește ca să câștige alegerile? O, trebuie să te cerți cu aceia care pe tine te... scuzați, m-am bălbit. Trebuie să te împaci cu aceia care până acum nu, numai ce te certau. Dar cum te împaci? Bați palma undeva. Nu recunoști. Poate pleci la o rugăciune pe muntele Athos. Uitați-vă ce descoperire am avut eu zilele acestea urmărind postul meu preferat NTV Moldova. Știți partidul ușor? Este un partid ușor în Republica Moldova. El și, amintiți-vă, el partid de opoziție, așa-i? Așa-i. Dar cine-i de guvernare la noi? PSRM? PSRM. Asta înseamnă că dacă de opoziție, înseamnă că tu te cerți. Și dacă tu ești la televiziunea PSRM-ului, ar trebui televiziunea să te critique. Dar ne tot-o bălă. Uitați-vă ce reportaj frumos, unul din reportajele frumoase, care încă ne mai așteaptă la televiziunile lui Dodon. Uitați-vă aici. Дождевая вода и снежный покров как мера по предотвращению потерь в сельском хозяйстве, вызванных засухой. С предложением выступила кандидат от партии ШОР на пост президента страны Виолетта Иванов. Она при этом добавила, что подготовит план применения технологии сбора осадков для последующего их использования в сельском хозяйстве, в частности, для полива сельхозземель. Отлично, драги, но реаж. Виолетта Иванов, вине кум план, де кум се пострези апам пемент пе тимпу засухий. Чини ланой специалист лапы. Ча май уды депутаты. Чини ча май уды, ча май стропита. Чини стропита, Виолетта Иванов стропита ку атенция. Ди ла печереме, ла педе, ла партиду шор, шакум ла каналу Лудодон. Яка стай приятение? Охуительно! Шаму имаджинацию вы пробавил кашмини гандиц. Ой, да пстай, ну и нормал аша, аллигаторий лушор, într-un fel, e și cam tot aligătorii lui Dodon, adică Violeta câștigând, a să-i furi voturile lui Dodon. Ei, dar Violeta doar nu numai decât să câștige. Violeta a să atragă o armată mare de susținători a partidului Șor, dar poate în turul 2 sau poate chiar și mai devreme, a să iasă o declarație că susține candidatul statalist, familist, Igor Dodon. Și că atunci frumusață, 10.000 sau chiar poate peste 100.000 susținători a partidului Șor, pentru că ei așa au intrat în Parlament, peste 100.000 au votat în 2019 iarna. Mass media peste tot și bisericile în toate statele, statele Republicii Moldova, așa se spune corect. Și voi încă vă întrebați cine o să câștige alegerile în Republica Moldova. Dar eu sunt fericit, polna echipă, pur și simplu. Ia ca asta frumos tutorial. Aplaudați-mă, vă rog frumos. Spuneți, mulțumesc, preot Antiloh. Mulțumesc că ne înveți pe noi cum să câștigăm alegeri. Așadar, 3 puncte principale. Bați palma cu mafioții, bați palma cu biserica. Încă mă și lași lucru dacă stai să te gândești. Și îți tragi un ogheal bogat de propagandă mass media. Dragii mei, eu sper că după acest tutorial tot mai mulți dintre voi ați vrea să bagem politica din Republica Moldova, să prindă la curaj și o să meargă mai departe pe această cale, pe această cale a progresului. Voi veți înțelege. Stați cum un pic se descleie la mine tot și aici, dar eu o să rezolv. Am fost la salon și încă n-am putut să-mi fac natural creștere, de asta mi-a făcut tatuaj permanent, dar parcă încă durează. Haideți să vă adaug și un cântecel la urmă, dacă tot voi dor. Un cântecel cu care am început
Poate cu asta să încheiem și plec. Plec, plec, că deja e târziu, acum vin copilași și ne ducem un pic să ne bucurăm, să ne plimbăm pe afară. Nu v-ați dat seama, eu îți preot, mie îmi plac copilașii. Hey, day. Azi am vorbit despre propagandă, propagandă, propagandă până în glande. Cine face propaganda, popa face glanda. Propagandă, propagandă, doar cu popa până în glande. Îți mai tragi niște canale prin metode absolut banale. Finanțez partidii satelit care tot poporul n-a iubit. Bați palma cu mafioții, tu ești familist, jos chiloții. Propagandă, propagandă, doar cu popa până în glande. Propa, propa, propagandă, tătă țara-i plină de dodon. De dodon, de dodon. Красота, просто красота. Vă mulțumesc pentru atenție, prieteni, repornim melodia ca să părăsim acest live pe o notă jovială. Vă doresc o săptămână cât mai productivă și dacă vi se întâmplă să vedeți în cale un culioc și o curelușă, legați cu curelușa culiocul, înflați o leacă culiocul cu aer și culcați căpșorul ca pe pernă moale, pernă a statalității. La revedere și numai bine. Mulțumesc tuturor celor care susțin emisiunea Lumina pe patreon.com/fedot. Dacă cunoașteți, dacă nu, această biserică este susținută din donațiile inorașilor care cu noi împreună păstoresc această biserică. V-am pupat. La revedere. Numai bine. O, n-a arătat fața ta adevărată.